Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scobioala, vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Iarna e tot mai aproape, iar furnizorul de energie termică din Chișinău a dat deja start noului sezon de încălzire. Asta presupune implicit facturi mai mari pentru agentul termic. Autoritățile municipale și specialiștii în energetică spun că cele mai multe blocuri din capitală, moștenire din perioada sovietică, au nevoie de reabilitare pentru a spori eficiența energetică. Despre proiectele ce pot fi implementate în acest domeniu și soluțiile ce ar asigura eficiența energetică discutăm în ediția de astăzi. Reporterul TVR Moldova, Dunea Salcuțan, a cercetat subiectul și are detalii. Dunea, bună seara! Bună seara, Sandu! Eficiența energetică este un domeniu la care trebuie de lucrat atât la nivel local cât și nivel central. În municipiul Chișinău, în speță, este nevoie de implementarea unor proiecte care ar spori eficiența energetică, iar acest lucru spun nu doar experți în domeniu, ci și autoritățile. Instituții precum Termoelectrica sau Agenția pentru Eficiență în energetică promovează proiecte care vin să modernizeze sistemul de încălzire și, desigur, să reducă din costurile pe care le achită consumatorii. La acest subiect discutăm în platou după ce urmărim un reportaj realizat de colega mea, Dunea Salcuțan. Sezonul rece vine cu facturi mai mari, în special la căldură. Majoritatea blocurilor din Chișinău dispun de încălzire centralizată, iar pentru a fi conectate la agent termic, gestionarii caselor trebuie să depună o cerere către furnizor. Potrivit directorului Termoelectrica, instituția a început deja livrarea de agent termic către instituțiile municipale și la solicitare către unele blocuri. Practic, 90% din toate instituțiile medicale, școli, grădinițe sunt deja conectate la agentul termic. Avem zilnic solicitări în vederea conectării. Dacă chiar temperatura la exterior este destul de înaltă, atunci fiecare are posibilitatea să deconecteze. Dispoziția primăriei a fost emisă cu data de luni. Avem solicitări, dar nu avem în masă de cuprire la conectare. Însă noi suntem pregătiți, suntem gata să conectăm orice consumator la dorință și la solicitare. Gestionarul fondului locativ depune o cerere la Termoelectrica, nici nu este nevoie să meargă la oficiul central, respectiv durează tot procesul, în jur de 3 ore de conectare. Gestionarul la rândul său poate veni cu această cerere în urma adresării de către locuitori, de către propriu-zis consumatorul, către ultimul. Și acesta respectiv se adresează la Termoelectrica pentru a fi conectat. 80% din fondul locativ al orașului reprezintă o moștenire din perioada sovietică. Multe dintre aceste blocuri nu sunt într-o stare tehnică bună, atenționează specialiștii. Este necesară reabilitarea rețelelor inginerești și termoizolarea blocurilor pentru a spori eficiența energetică și a reduce din costurile suportate de consumatori. Sectorul rezidențial, în general, sunt unul dintre consumatorii cei mai mari de energie. Conform tuturor statisticilor energetice, conform bilanțului energetic al Republicii Moldova, nu avem un consum sporit asupra anume la blocurile, anume la consumul rezidențial. Având în vedere blocurile din municipiul Chișinău, dar și din alte municipii, din alte orașe din Republica Moldova, tem să facem o concluzie generală că ele sunt foarte slab la capitolul eficiența energetică. Acestea sunt slab izolate, acestea nu au îngrădiri termice precum ferestre noi, acestea chiar și la ceea ce privește alimentarea cu energie termică, încă au foarte multe restanțe, deci de îmbunătățit. Anual, Termoelectrica eliberează fiecărui gestionar a fondului locativ pașaport tehnic al fiecărui bloc. Și în acest pașaport sunt indicate un șir de măsuri care urmează a fi întreprins pentru a fi pregătit către începerea sezonului de încălzire. Desigur, o bună parte, 90%, sunt îndeplinite în totalitate, însă există și gestionare fond locativ care insuficient pregătesc aceste blocuri. În această situație, calitatea agentului termic poate să nu fie corespunzătoare din cauza nepregătirii către sezon. Noi cunoaștem că rețelele din blocuri locative au o vârstă mai mare de 40 de ani, adică sunt într-o stare nu bună, adică într-o stare destul de rea. Necesită investiții foarte majore pentru a fi renovate. Și
responsabil de asemenea este gestionarul fond locativ, care trebuie să mobilizeze de comun cu consumatorul pentru a-și renova aceste rețele. În scurt timp, cu sprijinul Agenției pentru Eficiență Energetică, 100 de clădiri care aparțin instituțiilor municipale vor fi partea unui proiect de reabilitare termică. Acesta este finanțat de Banca Europeană pentru Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare în valoare de 25 milioane de euro. În prima și a doua tranșă vor fi doar instituții publice, adică spitale, școli și grădinițe. Blocurile locative, spre părere de rău, în prima și a doua tranșă nu sunt prevăzute. Primele trei clădiri, licitația va fi lansată ori săptămâna asta, ori săptămâna viitoare. Proiectul ăsta, în principiu, este focusat asupra reabilitării anvelopii clădirii, ceea ce înseamnă partea opacă și partea vitrată, adică ferestrele, pereții exteriore, sistemul interior de încălzire, sistemul interior de ventilare, ceea ce la noi e într-o stare deplorabilă, inclusiv în, mai ales în instituțiile publice. Și vor fi efectuate unele lucrări care sunt necesare pentru a asigura durata de viață a proiectului ăsta de reabilitare termică. Adică dacă o fundație undeva are o fisură, ea tot va fi în cadrul proiectului ăsta reparată. Pe lângă acest proiect, Termoelectrica promovează un nou model de încălzire. Este vorba despre un sistem de distribuție pe orizontală care va permite economii la facturi cu circa 10-30%. Directorul Termoelectrica spune că locatarii vor putea să conecteze sau să deconecteze centrul termic oricând doresc, fără a depinde de vecini. Este aceeași încălzire autonomă, însă fără consum de gaz. Adică Termoelectrica deja are implementate mai mult de 30 de blocuri locative. Această distribuție orizontală, fiecare consumator are contorul său, se conectează, se debranșează atunci când dorește, nu mai trebuie să aștepte careva decizia primăriei sau gestionarul fondului locativ să se adreseze. El, de sine stătător, este proprietar, vede cât consumă, plus costul gic calorii este redus până la 30%. La fiecare etaj este instalat contor. Fiecare apartament este branșat direct la tur și retur. Fiecare apartament vede cât consumă, se conectează când dorește, adică nu depinde de vecin. Nu sunt riscuri de explozii a consumului de gaz în situația existenței unei încălziri autonome. Adică e exact ca o încălzire autonomă, însă fără consum de gaz. Experții în domeniu spun că este nevoie de o strategie amplă de eficiență energetică la nivelul municipiului, realizată în comun cu autoritățile publice locale, cele centrale și proprietarii de locuințe. Potrivit reprezentanților Agenției de Eficiență Energetică, Primăria Chișinău a ratat implementarea mai multor proiecte de eficiență energetică. Lucrurile astea trebuie să implementate pe rând, cu anumite programe. Nu este bine atunci când fiecare își izolează propria locuință așa cum dorește el, pentru că arată destul de prost și chiar însăși din punct de vedere al termoenergeticii, blocul acela nu obține acel efect de economisire a energiei care este necesar. Deci aceste lucruri trebuie făcute ordonat, trebuie făcute pe întreg blocul. Sunt anumite persoane, sunt anumite categorii de persoane care nu-și pot permite acum aceste cheltuieli, dar aici ar trebui să intervină municipalitatea cu anumite programe de susținere care ar ușura un pic această sarcină economică de pe asupra oamenilor. Lipsa unui sistem de management a energiei în clădiri și cel mai important, ceea ce se referă la blocuri locative, deprinderea locatarilor că cineva trebuie să aibă grijă de sistemele inginerești din blocul respectiv. Asta nu este adevărat, ei trebuie să înțeleagă că ei singuri trebuie să gestioneze și să cofinanțeze implementarea măsurilor de eficiență energetică. Primăria Municipiului Chișinău, care a obținut, a realizat primul PAED, este Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă în anul 2013, și care până în ziua de azi n-a fost aprobat de către Consiliul Municipal din diferite motive, inclusiv
politice, ceea ce nu a permis primăriei să atragă unele resurse pe care alte localități, ele 14 la număr în Republica Moldova, au primit facilități și suport financiar pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică. Proiectul de termoizolare a clădirilor publice și a blocurilor din Chișinău, finanțat de BERD și BI, în valoare de 25 milioane de euro, dintre care 5 milioane sub formă de grant, ar putea fi demarat în 2019. Am revenit în platou, discutăm în continuare cu invitații din această seară. Este vorba despre expertul în energetică, domnul Sergiu Ungureanu. Vă spunem bună seara. Bună seara. Și domnul Mihail Cărlig, președintele Asociației Patronale, Asociațiilor de Coproprietari în Condominiu. Vă spunem bună seara și bine ați venit. Bună seara. Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră cei de acasă să participați la discuții. Așteptăm întrebări și comentarii la acest subiect și pe pagina de Facebook, TV Moldova, acolo unde și emitem live această emisiune. Stimați invitați, aș vrea inițial să, iar în urma reportajului de mai devreme, să ne spuneți din punctul dumneavoastră de vedere care ar fi acele probleme cu care se confruntă fondul locativ atunci când vorbim despre eficiența energetică. Domnule Cârlig, aș vrea să începem cu dumneavoastră, doar de simplu motiv că domnul Gurean l-am văzut mai devreme în reportaj. Într-adevăr, ce am văzut noi în acest reportaj este just că necesită să fie conservată energia termică care este în blocuri, dar mai este și o problemă. Acest proiect de eficiență termică trebuie să fie nu doar la nivel de municipiu, dar administrația publică locală cu administrația centrală trebuie să fie într-un pas pe acest domeniu. Și dacă noi să vorbim de cei care beneficiază astăzi de facturi mai ieftine, mai mici, sunt doar apartamentele care sunt dotate cu centrale personale și dânșii pot să facă careva economii. O conectează mai târziu, o deconectează mai devreme primăvara și chiar în timpul zilei poate să-și regleze temperatura. Tot aceea este în blocurile unde au fost careva proiecte de conservare a energiei termice și au fost învelopate aceste blocuri. Da, aici este, chiar dacă este un consumator de la termoelectrică, dânșii beneficiază de facturi mai mici decât celelalte blocuri. Normal că s-a vorbit și de finanțarea care este europeană, care normal ar trebui să fie valorificată în Chișinău. Conform contractului, este un contract de lungă durată de 500 de milioane. Prima tranșă este contractată pentru 25 de milioane. Dar aici este o problemă la nivel legislativ. Încă noi suntem conștienți că aceasta este componenta de grant, dar că atare este un credit care trebuie să fie rambursat în termenii care sunt în clauzele contractului. Este o problemă de proprietarii blocurilor. Cine sunt proprietarii acestor pereți care necesită să fie conservați? Majoritatea blocurilor nu au formă, nu sunt ajustați la forma legală de gestionare a fondului locativ, și anume la ACC. Dacă s-a vorbit că mai multe forme sunt, cam toate sunt abrogate, a rămas doar asociația de coproprietari în condominiu. De a forma această asociație s-ar părea că nu este greu și este doar un efort a locatarilor sau administrației publice locale. Dar este problema cu transmiterea blocului, ca să fie aplicate aceste proiecte finanțate din Europa, trebuie să fie beneficiar, și anume proprietarul. Dar dacă sunt aceste apartamente în bloc, proprietate private, dar proiectul se aplică pe pereții care nu le aparțin, aceasta este eu cred că este o problemă juridică în implementare și în transmiterea. Cui îi transmitem? Eu aș vedea de la început ca să începem cu legislația
implementarea și apoi noi să tragem aceste fonduri. Încă dacă în Chișinău noi ne uităm la aceste proiecte de eficiență energetică ca la o oportunitate de a atrage fonduri străine, Europa din 2007, țările europene, și-au propus un proiect de eficiență energetică care în 2009 a început implementarea cu scopuri și finalități. Care sunt scopurile? Prima, conservarea agentului termic. A doilea, facturile se diminuează. Înseamnă că economisesc locatarii. A treilea, dacă cum noi suntem Moldova ca o țară, nu avem resurse energetice, cum ar fi gazul, înseamnă că țara pe parcurs va fi nevoie de mai puțin importare a gazelor. Dacă aceste proiecte europene sunt pe durată de 10, 20, 30 de ani, care în perioada până în 2020 să fie economisit agentul termic consumarea gazelor la 20% până în 2030 la 30%. Și asta este ca scopul final și noi vedem că este un program guvernamental. Așa și în Moldova, eu aș sugera ca să fie o conlucrare între administrația publică locală și centrală, ca să facem iarăși un proiect național pentru reabilitare și conservarea agentului termic în fondul locativ. Domnule Guran, da, dumneavoastră, iarăși, ce părere aveți la cele spuse anterior de domnul Hrlig, implementarea acestor fonduri europene și beneficiarul care nu se cunoaște exact cine ar fi? Da, este un lucru foarte important. Scopul de bază al acestor fonduri, al acestor preocupări naționale și internaționale, vom vedea că nu doar în Republica Moldova sunt preocupați oamenii de reducerea consumului de energie și nu doar la noi sunt problemele astea cu noi resurse, dar este o tendință internațională și slava Domnului a ajuns și la noi și se încearcă și la noi face. Este de a reduce acest consum și a reduce plus la toate beneficiile care le-a menționat domnul Hrlig, aș mai adăuga unul, cel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ceea ce nu este un lucru de ultimă importanță, mai ales având în vedere tendințele ecologice actuale. Eliminând arderea gazului din urși, de la centrale, de la centrale locale, murale, deci se elimină și aceste emisii de gaze cu efect de seră, plus și acele explozii care pot să apară. Dar trebuie să vedem, anume aici apar problemele acestea juridice și cui aparțin acele blocuri, cui aparțin pereților. Iată aici încep discuțiile și foarte mare importanță trebuie să atragem la un asemenea lucru, precum componenta de corupție, că de foarte multe ori unele proiecte mari care pot fi implementate pot să aibă anumite componente care sunt implementate un pic mai netransparent. Și atunci apare posibilitatea ca diferiți furnizori sau diferiți alți din elementele din sistem pot să obțină anumite beneficii. Deci lucru care iarăși duce la scumpirea proiectului, duce la faptul că Republica Moldova capătă o reputație nu prea bună în ochii acelor finanțatori. Și noi am mai avut cazuri din astea și vrem ca deja să scoatem Republica Moldova din această zonă gri, hai așa spunem, și să încercăm să arătăm că noi putem gestiona ca țara și asemenea fonduri și am vrea să le. Dar vedeți că această sarcină cade asupra autorităților. Sistemul trebuie să propună anumite soluții de sistem, trebuie să propună anumite soluții pentru aceste probleme, cui aparține blocul, dacă toate apartamentele sunt privatizate sau jumătate privatizate, jumătate nu, sau depinde, fiecare de ceaua lor, fiecare bloc are fiecare istoria lui. Deci asta o pot spune toți cei care au lucrat cândva în municipalitate. Și, deci aici trebuie să ne focusăm la cum gestionăm aceste resurse și cum fiecare leu să aducă maxim efect de reducerea consumului de energie și reducerea emisiilor. Da, vorbind iarăși referitor la această problemă, știm foarte bine că în urma acelei gestionări ineficiente s-a tot acumulat o datorie imensă. Care este etapa la care suntem în acest proces? Vă referiți la fondul municipal? Da. Datorii către termoelectrica. Exact. Iarăși aici noi deja am ridicat această problemă că datoria este, dar nu cunoaștem cine trebuie să achite această datorie, fiindcă orice furnizare a agentului trebuie să efectueze în bază de contract, în relație contractuală între beneficiar și între ofertant. Și dacă noi să
iar retrospectiv să ne uităm care au fost contractele, au fost contractele între furnizor și careva gestionare, care mai departe gestionar nu a avut contracte cu acel locatar din apartament. Și aici este un colaps în legislație și în abordare. Eu cred că la nivel de guvern ar trebui să fie rezolvată această problemă. Fiindcă dacă noi punem pe umerii locatarii blocurilor, noi îi punem într-o incapacitate de plată pe parcurs. Fiindcă finanțarea acestor blocuri municipale sunt din două surse. Una este din Consiliul Municipal și a doua locatarii pentru metru pătrat pentru deservire. Și aceste fonduri sunt cu destinație specială, care nu poate să fie schimbată destinația din Consiliul Municipal printr-o decizie a Consiliului, care nimeni n-ar putea să o schimbe. Și eu n-aș vedea care e posibilitatea din banii acumulați să achităm și datoriile pretinse de furnizori. Da. Doar ca să terminăm. Această problemă e de foarte mulți ani și inclusiv noi aici la Obiectiv Comun am discutat-o de câteva ori. Deocamdată nu se face nicio acțiune în acest sens. Nu știu, vreau să ne deci... Bine că nu se fac acțiuni, pentru că acțiunea poate să fie cât pozitivă, așa și negativă. Dacă furnizorul, noi înțelegem că furnizorul a făcut careva cheltuieli pentru a transmite acest agent termic. În așa caz, dânsul poate să nu livreze. Dar este și altă parte a monetei, că fondul locativ care este în Chișinău, care nu este ajustat la lege, cam în aceeași ipostază, ar putea să nu aibă cu cine contracta această livrare. La moment, noi am văzut în reportaj că atitudinea administrației termoelectrică este destul de loială și benefică. Dar aceasta este rezolvarea la moment pentru sezonul acesta. Dar ce facem în 2019-2020 și mai departe? Nu putem să fim tot timpul într-o stare amorfă. Trebuie să fie relație contractuală, este furnizor, cât mai mulți clienți vor fi la furnizorul, atât mai tare va fi furnizorul și atât mai ieftin va fi gigacalorie pentru consumator. Da, noi avem multe blocuri care sunt conectate cu centralele personale, dar aceasta este o soluție și este o practică mondială, așa să spunem. Da, menționa mai devreme domnul Zanaga de la Agenția pentru Eficiență în Energetică despre această implicare a locatarilor în reabilitarea rețelelor ingineriești. El spunea că este nevoie și ca ei să contribuie, poate cu un anumit suport financiar. Cât de conștienți sunt locatarii despre acest lucru? Locatarii sunt conștienți. Noi am ascultat ce ne-a spus expertul, dar nu s-a abordat și un alt aspect. Contribuția poate fi doar după ajustare la lege. Dacă să vorbim formele de administrare care au fost cooperativele, etc., cooperativul nu mai există. Care contribuția unde să fie? La primărie, la guvern? Pentru că administratorul de cooperativ nu mai are atribuțiile care le-a avut până la abrogarea din 2016. Este o problemă, pentru că este legea 913 din 2000 care reglementează ajustarea la lege, dar nu sunt pus termenii de implementare. Și noi vedem că în 18 ani n-au fost implementată această lege. Acum, la momentul când această lege nu se implementează, dar legea cooperativelor este abrogată, s-a format un vacuum în legislativ. Până ce nu se schimbă cadrul legislativ, practic nu este... Da, deci practic cei care... Nu avem este soluție, nevoie concret, de urgență concret, să fie adoptată legea condominiului și atunci se va reglementa tot. Practic, relația între administrația publică locală și cetățenii, între consumatori și furnizori,
tot reglementat, doar printr-o lege care stipulează legea niște clauze generale, sunt niște acte interne care reglementează conviețuirea în condominiu, etc. Și atunci problemele este, cred că majoritatea vor decădea de pe ordine de zi. Bun, dar din partea cui ar trebui să vină această... Cine ar trebui să înainteze, cum ați spus? Uitați-vă, cum am spus că este legea 913, că necesită a fi reorganizată în ACC. Da, dar aceasta poate să facă la inițiativa locatarilor sau la inițiativa administrații publice locale. Altcineva nu poate să facă. Dar până cetățeanul nu vede care sunt beneficiile de la reorganizare, n-a să facă pași pentru a reorganiza. Mai ales că în lege nu sunt termeni, că trebuie în timp de o lună, un an să fie reorganizat. Doamna a ieșit în stradă și a întrebat chișinăuienii dacă sunt ei gata să înceapă un nou sezon de termoficare, dar și care este părerea lor despre prețul pe care aceștia îl plătesc pentru agentul termic. Răspunsurile vă invit să le aflați și dumneavoastră în continuare. Am cazan eu. Și când ne frig, îi dau drumul. Când... E prea cald, îl închid. Da, deci și în jur la 1000 de lei. În principiu, afară încă e cald. Părerea mea că e foarte devreme. Deci ar fi bine, chiar aș spune, prin noiembrie, de pe data de 15. Deci cum acum se planifică în octombrie. Prețurile sunt foarte mari, dar sezonul e, încă e cald afară. Anul trecut odată pe 29, nu, că nu suntem gata de încălzări. Nu, e călduț încă în casă, e bine. Eu cred că poate la școli, la spitale trebuie, dar la noi încă nu. Noi nu dăm voie încă. E scump, pentru pensionieri cu pensie așa mică nu-ți ajunge. Dar să mai trăiești? Personal, da, sunt gata, pentru că locuiesc într-un bloc locativ din panouri de beton și la această temperatură, când ziua este cald, seara este rece, se simte foarte tare recele în casă. Și personal, nu mă simt confortabil ca să dorm cu trei plapume peste mine și să mă scol dimineața cu nasul înfundat, gât răcit, așa că eu aș prefera totuși să fie pornit măcar un pic căldura în casă. Sigur că da, fiindcă e micuț și noaptea e frig, chiar deja punem un încălzitor și lumina vine 1000 de lei pe lună. Toate sunt mari, dar în comparație cu lumina sunt mai mici, dar oricum chiar și în România mi se pare că sunt mai ieftin decât la noi agentul termic, decât la noi, adică suntem gata. Dacă ne... Posibil poate numai noapte, așa un pic, nu mult de tot, dar un pic noapte ar fi de dorit, fiindcă e micuț, e suferă, iată, mucșorii abia au trecut deja după frigul care a fost recent. Încă nu este motivația, e foarte super radical de afară. Foarte mari. Eu sunt pedagog, eu nu știu cum să mă lămuresc cu căldura. Nu mi-ajunge leava să plătesc căldura. Stimați invitați, iarăși am văzut că majoritatea oamenilor sunt mai nemulțumiți de prețul pe care trebuie să-l achite. E prea mult pentru ei și nu prea pot să supraviețuiască în funcție de salariile pe care le au. Vreau doar să vă întreb dacă ar fi posibil ca să fie nevoie de achitat un pic mai puțin pentru agentul termic. Nu știu, cred că anul ăsta e practic imposibil, dar în perspectivă, domnule Ungureanu. Deci, da, în perspectivă este posibil, dar iarăși aici, pe lângă faptul că trebuie să ne gândim ce resurse avem, trebuie să vedem și cum le utilizăm aceste resurse, acel puțin de resurse pe care noi îl avem, de care dispunem. Și în acest caz, iarăși intervine aspectele legislative pe care le-a menționat domnul Curlig. Aici revin și aspectele de administrare, deci pe care noi le avem, și însăși gândirea noastră cetățenească, ce dorim mai departe. Și iată că pentru a micșora consumul acesta, pentru a micșora factura la energie, există doar două căi. Ori micșorăm, deci prima, micșorăm consumul de energie în totalitate, deci cât putem, și a doua ar fi micșorarea însăși a prețului pentru energie, dar iarăși la preț aici este un preț de sistem dat, atât este costul gazului, atât este costul muncii, costul, nu știu, mijloacelor fixe, tot ceea ce intră în acea gigacalorie, iar pentru a micșora consumul de energie la nivel fiecărui consumator, aici există anumite posibilități și aceste posibilități sunt date de limitarea sau micșorarea totală a pierderilor
inutile. Spre exemplu, cum s-a menționat, că uneori în sezonul rece, când încă nu este chiar rece, spre exemplu, sunt zile când este temperatură cu plus, plus 8, plus 10 și mai mult, se furnizează căldură la un la niște parametri foarte sporiți, ca așa spun, la temperatură înaltă și atunci, iarăși, oamenii chiar s-au confruntat foarte mult cu rece, știu, și oamenii care s-au confruntat cu această idee, cu această situație, când deschideau pur și simplu ferestrele, mai ales etajele superioare. Asta știm că blocurile noastre așa sunt făcute, că distribuția agentului termic are loc în cele mai multe cazuri, bine, sunt unele și excepții, cele mai multe cazuri de sus în jos, deci pe acele verticale, sau cum spun, stoiacuri. Dar lucrurile astea trebuie să fie eficientizate. Și atât dacă vine termoelectrica cu anumite idei de eficientizare, și știu că se începe a implementa acum cu acele puncte termice individuale, cu acele distribuții pe orizontală, altfel de distribuții, deci care ar putea fi făcută. Deci lucrurile astea vin și plus la asta trebuie numai decât de gândit la măsurile de micșorare a consumului per fiecare apartament, per fiecare casă. Și aici, cum au fost menționate, lucrări de izolare termică pereților, lucrări de schimbare a geamurilor, balcoanele care sunt de foarte multe ori puse și nu sunt izolate. Dar și între locatari trebuie să existe o așa numită loialitate sau bună credință, pentru că de foarte multe ori în același bloc se fac schimbări, ajustări, spre exemplu își pune caloriferul cu 12 elemente, un om în loc să aibă acel standard de, nu știu, de 7-8 elemente pentru că vrea să fie mai cald, negândindu-se la următorii consumatori pe aceeași verticală, pe același stoiac, cum îi spunem noi, deci pe aceeași verticală, unde acei locatari vor avea de suferit pentru că va veni apă mult mai rece. Atunci administratorul blocului este pus în situația de a da mai tare la acel furtun pentru a deschide mai tare căldura și atunci iarăși avem situația în care etajele superioare sunt supraîncălzite, iar etajele inferioare sunt subîncălzite. Sunt probleme tehnice care până acum noi nu știam cum să le rezolvăm, dar cu timpul se găsesc soluții și la acestea. Uite, ne întreabă și un telespectator pe pagina de Facebook ce cheltuieli ar trebui să suporte locatarii pentru asemenea conectare. Bă, cred că se referă la cea pe orizontală. Dacă puteți să ne răspundeți dumneavoastră, în cazul dacă să vorbim, noi am văzut spectatori sau care ați discutat dumneavoastră cu dânsii, cineva spune că prețul este normal, cineva că e mic, cineva că e mare. Dar trebuie să fie posibilitatea de a folosi energie termică cât ai nevoie. Dacă ai posibilitatea pe distribuție pe orizontală, poți să deconectezi. Dar unde este pe verticală, să presupunem că este un apartament unde proprietarii s-au dus, au plecat pe o perioadă oarecare, pe o lună, două de zile. Ei nu au posibilitate să micșoreze consumul de agent termic. Și achitarea va fi că el îl folosește sau nu folosește, va fi aceeași. De asta, într-adevăr, rețelele tehnice, dacă vor fi cu distribuție pe orizontală sau pe cazangerie personală, atunci se va schimba. Bun, aceste blocuri care sunt acum pe verticală pot să treacă la distribuția pe orizontală sau posibil, sau doar blocurile noi? Posibil. În discuția cu termoelectrică, dânșii au făcut un studiu care noi l-am analizat și este destul, eu așa cred că e posibil să facă. Pe apartament cheltuielile vor fi undeva la 10.000 de lei. Plus-minus. Dar dacă va fi efectuate aceste lucrări, efectul de economie va fi mult mai mare. În 2-3 ani cam aceste cheltuieli se justifică. Eu aș adăuga un pic aici că este posibil, lucrul acesta se realizează. Aici ar trebui să ne uităm și la anumite soluții alternative care putea exista în acest sens și am văzut și studiile respective ale termoelectrica. Sunt deja blocuri implementate în care blocurile cu distribuție pe verticală care au fost deja se trec pe orizontală. Însă aici ar mai fi o posibilitate chiar și acele care sunt pe verticală cu costuri mici de a pune acele reglatoare separate și bypass-uri care trec pe alături pentru acei oameni, acei locatari care pleacă pe o lună sau pleacă pe cât din țară, care se regleze fără a afecta următorii cei care sunt conectați pe aceeași coloană. Și sunt deja asemenea posibilități, sunt asemenea exemple care pot fi aduse. Deci trebuie doar să vedem cum putem să cu prețuri cât mai reduse, pentru că problema principală este că oamenii nu au bani să achite sume mari. Și condițiile ar trebui să fie la toți egale. Dar dacă într-un bloc jumătate sunt conectați la centralele personale și jumătate sunt la agentul termic livrat de termoelectrică, acela cu
stația proprie, el nu are nevoie de această distribuție pe orizontală. Aici, iarăși, ar trebui să fie careva condiții. Dacă dinșii au avut careva cheltuieli la amenajarea stației personale, să fie o recompensă oricare, dar să fie niște condiții egale pentru toți. Doar ca să specificăm, dumneavoastră ați menționat 10.000 de lei, asta atât i-ar costa pe consumator ca să treacă, cel puțin pentru apartament în care stau, să treacă la distribuție. Termoelectrică electric, așa a sumat orizontală. Pentru a face aceste țevi de distribuție tur-retur, și doar conectarea în apartamente va fi din finanțele locatarului. Din ceea ce a prezentat termoelectrică, un pic mai mare erau cifre, circa la 1.000 de euro, dar... Dacă să de vorbit cu tur-retur, e posibil, dar în discuțiile care am avut... Site-ul lor cam să astea cifre un pic mai ridicate, de aceiași oameni cam... În discuțiile chiar cu domnul Ieni, în 500 de euro s-ar încadra un apartament. Plus minus. Mulțumim, sperăm că îi mulțumește și pe telespectatorul acest răspuns. Doamna, vrei să pui o întrebare? Da, exact. Domnule Ungureanu, dacă ați putea să ne dați anumite detalii despre acel proiect finanțat de BERD și BI, referitor la reabilitarea termică a blocurilor, deocamdată doar a celor care aparțin instituțiilor municipale. Da, este un proiect care se derulează sau a început să fie derulat de o bună bucată de timp. Din păcate, încă nu s-a reușit la trecerea practică, la realizarea unor pași practici. Proiectul ține de eficientizarea energetică a blocurilor din municipiul Chișinău și pentru aceasta deja s-a alocat sau s-a dat spre a fi alocate 25 milioane de euro. Lucrul acesta se va realiza în mai multe etape. Pentru prima etapă, la moment, sunt vizate doar clădirile municipalității. Acestea sunt spitalele, acestea sunt grădinițe, sunt școlile, liceele. Adică, deci, lucrul care până la urmă va duce la ceea că consumul de energie pentru fiecare în aceste obiecte se va micșora. Asta va însemna economii în gestionarea acestor obiecte, asta va însemna o îmbunătățire a confortului, pentru că de foarte multe ori noi cunoaștem situații când în grădinițe sau în școli, din cauza că administratorii care sunt acolo au un buget foarte limitat și încearcă să micșoreze consumul acesta de energie, reducând temperatura, reducând ventilarea, neavând timp și bani pentru a realiza anumite modificări termice care sunt necesare. Deci, iată, acest proiect vine să sprijine acest lucru, pentru că în Republica Moldova, din păcate, bugetul nici municipal, nici cel central nu permite ca aceste școli, aceste grădinițe să fie reabilitate, să fie termoizolate, așa mai pe înțelesul lumii, să le fie schimbate ferestrele acoperișului, să fie reparat acoperișul, pentru că de foarte multe ori sunt probleme chiar și cu scurgerile de apă. Deci vin cu asemenea un asemenea proiect. Acum este la etapa de lansarea acestui proiect și el se va lansa cu lucrări, cu tenderuri pentru începutul anului 2019. Deci, la moment sunt realizate acele lucrări de cercetare, studiu energetic, auditare energetică, pentru ca să vedem la ce etapă suntem. Domnule Hrlic, vorbim despre proiecte, știu că și dumneavoastră aveți un parteneriat cu experții din România atunci când vorbim despre problemele locativ-comunale și mai ales pe eficiența energetică. Vreau să ne deschideți un pic parantezele, au fost și câțiva experți aici în Republica Moldova recent. Da, noi avem o colaborare foarte strânsă cu specialiștii, cu experții, cu patronatul din România și dinșii sunt deschiși pentru a ne consulta, a ne transmite experiența lor în domeniul energetic, începând de la livrare până la termoizolare, așa să spunem. Chiar au fost la un seminar de-a nostru, au fost colegii din România cu dinșii ca beneficiari și executorii, o firmă oarecare, fiindcă legislația nu pot să spui că se implementează acest proiect în Moldova, trebuie anume firma cei care ne-au prezentat-o din România. Dar dinșii ne-au dat o foaie de parcurs cum ar trebui să fie implementate un proces de termoizolare într-un bloc cu forma justă de administrare. Începând de la schimbarea geamurilor termopan,
până la formarea, chiar într-un bloc ne-au dat așa cazuri când dacă este un bloc cu mai multe etaje decât 10-20 de etaje, nu se face pe un tur-returul de la 1 până la 20, dar pe etape 1-7, 7-15, 15-20, care aceasta tot îmbunătățește forma de livrare și pierderile se diminuează. Și ca să nu avem acele probleme, ca un etaj să se încălzească mai cald și celălalt... Da, ce a spus colegul din platou, nu sunt acele pierderi sau toți consumatorii au aceleași condiții, aceleași calitate a agentului termic. În România, acum, în afară de reabilitarea și conservarea blocurilor existente, ei la nivel de țară au elaborat legea ca aceste aspecte de eficiență energetică să fie incluse din momentul proiectării blocului. Și când se proiectează blocul, sunt condițiile puse, toate care noi le-am enumerat astăzi în platou. Și la momentul de dare în exploatare, dacă careva condiții nu sunt stipulate în acest bloc, nici nu e posibilă darea în exploatare. De asta ar fi bine că și la noi să fie la nivel de țară legea care reglementează din momentul proiectării. Pentru că noi vedem, sunt cazuri când condițiile tehnice nu le permit la locatarii blocului să-și pună centrală personală. Pentru că sunt necesite niște condiții tehnice. Și spun că nu sunt, eu cred că asta e și burocrația și careva interese, dar se construiesc blocuri noi care cu 20-30 de etaje și condițiile tehnice, posibilitățile sunt. Înseamnă că este posibilitatea aceasta și nu facem un impediment. Aceasta iarăși ar trebui de reglementat la nivel de lege. Doamne, a reușit să discute cu unii din acești experți din România. Care este părerea lor referitor la implementarea unui proiect pilot în domeniul eficienței energetice în sectorul fondului locativ? Vă invit să aflați noastră în continuare. Colaborarea este foarte deschisă, colegială și cred eu că va avea succes în final, pentru că idei sunt. Încercăm acum să conexăm ideile respective și la, să zicem, robinetele de bani, în așa fel încât proiectele care vor fi inițiate de la dumneavoastră, de la Asociația Patronală a Asociației de Proprietari sau de la noi din România prin programul transfrontalier să devină viabile și să fie benefice pentru dumneavoastră. Să solicite până în 2020 și practic să devină prin aceste directive europene sau prin 844 din 2018, directiva europeană să se tindă zero pierderi, zero nopții, adică emisii de dioxid de carbon. Ori vizităm blocul dumneavoastră, deci mi s-a părut un proiect viabil și încercăm, să zicem, să vedem să se facă o reabilitare termică corectă cu vată bazaltică și pentru a nu mai fi pierderi, să se facă o nouă, să zicem, repoziționare a instalațiilor de apă caldă și căldură în așa fel încât să nu mai fie instalația disipată, să zicem, în 24 de cepi și treacă numai pentru una singură. Asta micșorează pierderile, devine mult mai eficient energetic din punct de vedere al costurilor. După o idee de a da cetățeanului posibilitatea să aibă un confort maxim cu un consum minim de energie, să realizăm un proiect pilot cu societatea de termoficare care era la vremea respectivă, în care să demonstrăm că într-o scară de bloc, fiecare apartament poate să aibă într-o lună de iarnă o factură foarte mică, dar un confort maxim pe care și-l dorește. Și atunci, într-adevăr, în această ecuație au intrat anumite produse, pentru că totul se rezumă până la urmă, chiar dacă e o soluție tehnică avansată, se rezumă la niște produse cu care obțin ceea ce îmi doresc eu. De la un robinet termostatic, un robinet de echilibrare hidraulică. Dar
Toată partea frumoasă constă în faptul că Danfoss controlează foarte bine, are o precizie foarte mare în această măsurare a debitului, a temperaturii și a presiunii. Am vrut să arăt că la între 0 și minus 5 grade afară, într-un apartament cu două camere de 50 de metri pătrați, cu produsele pe care le-am fi pus acolo și cu o izolație într-adevăr corespunzătoare și a magistralelor care pleacă de la subsol, pentru că trebuia modificată și distribuția din vertical în orizontal, printr-o casetă de distribuție, o contorizare individuală, și am vrut să demonstrez că se poate obține într-o lună de iarnă, în acest interval de temperatură, maxim jumătate de gigacalorie consumată, la o temperatură interioară de 22 de grade. Asta a fost ideea de la care am plecat. Într-adevăr, s-a pus în practică ulterior de autoritățile locale prin generarea unui studiu de fezabilitate a unui proiect. S-au proiectat în jur de 14 soluții, pentru că blocurile nu sunt toate identice. Sunt anumite scări cu spațiu mai generos, cu spațiu mai restrâns, și atunci trebuiau proiectate fiecare tip de bloc în parte. Domnule Cârlig, da, o să vă las pe dumneavoastră aici să ne vorbiți foarte puțin despre etapele, cumva, acestui proiect pilot. Știți, eu chiar mulțumesc la domnul Bucur că lucrăm foarte strâns cu dumnealui și eu să vă spun că deschiderea din partea României este atât de mare că ca model în 2017-2018, când Iașu, propriu zis, implementa, valorifica banii europeni pentru implementarea acestor proiecte, dânșii puneau și componenta de posibilitate transfrontaliere. Să are în vedere că Moldova să fie atrasă în valorificarea acestor proiecte. Dânșii au fost deschiși cu finanțe și cu propunerile care ați auzit acum, proiectele propuse. Dar n-a fost solicitarea. Nu știau cu cine se discută, n-a fost licitare din partea Republicii Moldova și de Chișinău. Acum eu cred că aceste proiecte noi la nivel de patronat le discutăm cu partenerii din România și le vom propune aici la administrația publică locală, chiar și centrală, pentru a face o conexiune instituțională pentru a atrage aceste proiecte în Republica Moldova. Domnule Ungureanu, spuneați că e nevoie și de niște schimbări legislative. La noi, Republica Moldova, s-au implementat, deci s-au elaborat o serie întreagă de legi care impun blocurile să realizeze aceste audituri energetice și cu o serie de prescripții, ce trebuie să îmbunătățească, ce trebuie să facă. Deci, la fel cum similar și în țările europene și în România, ca să vinzi blocul, să vinzi chiar și apartamentul, este nevoie să existe acest certificat de performanță energetică sau audit energetic care relevă faptul că se implementează anumite măsuri de eficiență energetică, însă nu se implementează. Deci faptul este că de foarte multe ori ce se întâmplă și la noi, se fac unele legi, și cum s-a menționat și mai înainte, că unele legi, dar care nu sunt funcționale, deci ele practic nu sunt puse în funcțiune și lucrul acesta iarăși ne frânează dintre anumite aspecte ca să putem să mergem mai departe în acest sens. Cum putem noi să ajutăm la implementarea cumva? Să controlăm, în primul rând, legislația, să controlăm autorități, să cerem implementarea prin diferite mecanisme, să se auto-organizeze oamenii, chiar și pe acele măsuri de reducere a consumului de energie. Deci să se încerce a propune acele măsuri de eficientizare, evitarea, spre exemplu, la maxim a utilizării energiei electrice pentru încălzire. Pentru că astăzi noi spunem că energia termică este scumpă, gigacaloria este la 1100 de lei, dar trebuie să nu uităm că o gigacalorie este 1163 kWh, deci de energie, ceea ce ar însemna cam dublu față de prețul actual, chiar mai mult de dublu, la, dacă să echivalăm energie electrică. Și deci, practic, cei care utilizează astăzi electricitatea pentru a încălzi și apa, și nu este o irosire de resurse. La fel, odată cu venirea sezonului rece, din păcate apar și pericole ce țin de exploatarea surselor de încălzire, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu anumite recomandări pentru cetățenii în ceea ce privește exploatarea sobelor și a cazanelor în mod corect, astfel încât să fie evitate tragediile.
În perioada rece anului este foarte important să fie respectate regulile de apărare împotriva incendiilor, în special dacă ne referim la utilizarea sobelor. Înainte de exploatarea sobelor de încălzit, este foarte bine ca acestea să fie curățate, în așa fel de a vedea dacă nu sunt fisuri, iar în cazul în care sunt fisuri, trebuie neapărat reparate, deoarece aceste fisuri duc la intoxicarea cu monoxid de carbon. Mai mult ca atât, în timpul utilizării sobelor, este foarte bine ca focul să se facă, dacă vorbim de combustibil solid, să nu fie utilizat material inflamabil sau lichide ușor inflamabile, cum ar fi gaz sau benzină, deoarece mai avem și astfel de situații. Mai mult ca atât, nu este indicat ca focul în sobe să fie făcut de către minori, copii sau în cazul în care arde focul în sobe, aceștia să nu se afle de unii singuri în casă. Pe timpul nopții este indicat ca focul din sobe să fie stins, în așa fel reducem pericolul incendiilor sau intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Dacă vorbim de regulile de apărare împotriva incendiilor, este foarte bine ca cazanele să fie verificate înainte de sezonul de încălzire, iar în cazul în care reprezintă un risc, să cheme specialiștii pentru a-l repara. Indiferent de ce tip de cazan vorbim, fie că e vorba de cazan alimentat cu gaze naturale sau un cazan improvizat cu combustibil solid, cum ar fi lemne. Deci este foarte important ca oamenii să se pătrundă de responsabilitate și să-și verifice utilajele și mecanismele înainte de începerea sezonului rece. În perioada rece anului am avut înregistrate peste 60 de cazuri. Vorbim de utilizarea sobelor de încălzit, mecanismelor de încălzire, în urma cărora au avut de suferit mai multe persoane. Aici inclusiv vorbim și de cazurile de intoxicare cu monoxid de carbon. Însă trebuie să vorbim de o campanie realizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, tradițională în perioada rece a anului. E vorba de campania de prevenire a incendiilor în sectorul locativ, în special dacă vorbim de utilizarea și exploatarea sobelor de încălzit sau aparatelor electrice și altor mecanisme. Stimați invitați, în concluzie, pentru telespectatorii noștri, să ne spuneți cum poate fi sporită eficiența energetică în sectorul fondului locativ, mai ales că acum începe acest sector rece. Da, să începem, viața, domnule Cric. Aș vrea să menționez că noi, este la noi în codul civil, spus așa, este un punct, dreptul la vicinătate. Dacă vorbim de blocuri, să înțelegem toți că este un condominium, o conviețuire într-o comunitate și noi să fim grijulii cât de apartamentul care ne aparține, atât și de vecinii care ne înconjoară, prin acțiunile noastre. Să fim foarte prudenți. Vă mulțumesc, domnule Ungureanu. Aș spune aici că eficiența energetică și ceea ce ține de ecologia în care ne înconjoară este o întrebare care ține atât de fiecare din noi, ca locatar, ca exploatator a anumitor surse de energie sau consumator de energie, cât și de autorități, care trebuie să vină cu niște soluții, care trebuie să vină cu niște facilități, dacă, spre exemplu, nu au posibilitatea să financeze și să ne ajute în acest sens. Este un lucru comun și inclusiv și cu vecinii, inclusiv cu toți noi care beneficiem de aceasta. Mulțumesc, Doina. Da, după cum au menționat și invitații mai devreme, este necesar să fie perfecționat cadrul legislativ, după asta să fie implementate aceste proiecte care ar spori eficiența energetică. Stimați invitații, vă mulțumesc mult pentru prezență, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Noi deja ne revedem mâine la aceeași oră, atunci când vom discuta despre planificarea familiei. Eu vă spun la revedere, rămâneți în continuare pe TVR Moldova.